Sunt extrem de fericit că am reușit să ducem la capăt această investiție, a mărturisit ministrul dezvoltării regionale, vicepremierul Liviu Dragnea, la inaugurarea bazinului de înot. Evenimentul ocupă loc de cinste și pe site-ul Ministerului Dezvoltării, alături de conferința de semnare a contractului pentru reabilitarea blocurilor. Așa că vizitatorii site-ului pot admira, prin intermediul galeriei foto, momentele cheie ale ceremoniei de inaugurare și copiii Slatinei, fascinați de bazinul de înot. Sunt extrem de fericit că am reușit să ducem investiția asta la capăt. Uitați-vă câtă bucurie am produs la copii și câți copii, câte sute și mii de copii se vor bucura de acest bazin. Performanțele obținute de primăria Slatina în accesarea de fonduri europene nu au trecut neobservate de vicepremier. La semnarea contractului celei de-a doua cereri de finanțare pentru reabilitarea pe fonduri europene, Dragnea i-a îndemnat pe ceilalți edili să ia exemplul Slatinei. Este un program la care Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice acordă importanță foarte mare. Este un sprijin de asemenea și pentru primării. Încurajez toți primarii din țară să aplice pe acest program. Primăria Slatina este una din primăriile care este extrem de eficientă și care a învățat să aplice pe fonduri europene. Primăria Slatina a accesat fonduri europene în valoare de 30 de milioane de euro prin intermediul celor 19 proiecte implementate. Pentru viitorul exercițiu financiar, autoritățile au pregătit un alt portofoliu cu 60 de proiecte pe diverse domenii de intervenție.